Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre o soluție gratuită de înregistrare sau capturare desktop. Este o soluție foarte interesantă uh, oferită de cei de la powersoft.com. Uh, este softul lor care se găsește în varianta online uh, pe care îl puteți rula având Java Runtime Environment uh, și aveți și varianta desktop bineînțeles care uh, necesită la fel Java runtime environment. Deschidem și noi un browser. Uh, aici am și eu browserul Mozilla Firefox și va trebui să mergeți pe site-ul powersoft.com. Haideți să intru și eu uh, totuși pe powersoft.com ca să vă arăt exact ce trebuie să faceți. Deci intrați pe powersoft.com, mergeți la Online Solution, Video Software și Online Screen Recorder. Aveți aici aplicația, după cum vedeți ratingul este 4,6 din 5, este un, rating, este un rating excelent după cum vedeți și aici, deci aplicația este una foarte bună. Aveți aici câteva informații, poate care vă recomand să le citiți, însă totuși fac eu acest tutorial ca să vă învăț cum să folosiți această aplicație. Și Uh, vedem că această aplicație este disponibilă și pe sistemele de operare Mac OS X și pe Windows, uh, incluzând și Windows 8. Și haideți să citim și aceste uh, capabilități ale acestei aplicații. Poate înregistra uh, ecranul computerului nostru uh, prin, uh, printr-un click. Uh, poate înregistra nelimitat video și audio. Poate... Uh, captura amândouă sistemele, adică uh, și sistemul, de fapt uh, le poate captura pe amândouă, adică sistemul, sunetul care se aude în sistemul nostru de operare, sunetul pe care noi îl auzim în boxele noastre, și microfonul care este bineînțeles conectat la uh, unitatea noastră centrală. Avem aici take screenshot of whatever you want, adică putem lua uh, screenshot la orice dorim noi. Bineînțeles, această funcție nu este una chiar așa de interesantă pentru că avem și Snipping Tool din Windows, însă vă voi prezenta acest soft cu deamănântul. Avem Polish Video by its Powerful Easy Edit Function, adică putem să mai finisăm noi videoclipul prin funcția lui de editare simplă și putem iarăși converti videoclipurile în orice format dorim noi. Bineînțeles, acesta să fie video. Și vedeți că ne spune aici că este gratuit. Deci este o aplicație gratuită, nu necesită nicio licență, uh, nu, ne, nu necesită cumpărare pentru că licența licența este gratuită. Și vedeți aici că avem și butonul de download desktop, desktop uh, version, adică această aplicație este disponibilă și în versiunea pentru desktop. O puteți instala în desktopul vostru și o puteți avea uh, în hard disk-ul vostru. Însă eu vă voi prezenta în acest tutorial. Uh, doar varianta online, nu mai este necesar să vă prezint și varianta offline, adică pe desktopul nostru, pentru că doar instalarea este foarte simplă, next, next, finish, nu e mare problemă și în rest interfața va fi la fel. Și ca să începem, v-am zis, trebuie să instalați Java Runtime Environment sau JRE, scriem în bara de adrese Google și mergem să căutăm, scriem pe Google Java, Runtime Environment și mergeți pe uh, rezultatul al doilea. Uh, văd că aici nu, nu vrea să meargă imediat să vedem. De fapt nu aici se pare că este o problemă momentan cu pagina oficială Java. Din păcate să vedem dacă putem merge pe java.com. Așteptăm un pic. Uh, nu, se pare că nu merge. Bineînțeles, uh, este foarte simplu, intrați pe pagina oficială, se pare că acum nu merge, sunt niște erori de server, probabil pe pagina oficială. Intrați pe pagina aceasta a doua pe care v-am prezentat-o în acest tutorial, mergeți pe descărcare, descărcați varianta online sau offline, bineînțeles ce doriți voi. Vedeți că aveți opțiuni și pentru uh, MacOS în cazul în care folosiți un astfel sistem de operare uh, și... Acum haide să trecem la treabă, dăm Start Recording, deci odată ce ați instalat uh, Java Runtime Environment dați click pe Start Recording ca să puteți începe înregistrarea. Dau și eu click pe Start Recording și trebuie să lăsăm Java să ruleze pentru ca această aplicație să poată rula, ne apare și User Account Control căruia, bineînțeles îi vom da drepturile noastre. Uh, la început poate sau este posibil ca la voi aplicația să meargă sau să se încarce un pic mai încet. Dacă se întâmplă acest lucru, nu e nicio problemă, așteptați uh, și apoi după ce o veți deschide a doua oară va merge fără nicio problemă. Uh, aici vedeți că avem uh, deja o interferență între. Uh, Recorderul pe care îl folosesc acum este vorba de Camtasia Studio 8 Recorder, ne spune că deja F10 este folosit de o altă aplicație de înregistrat pentru uh, diferite uh, opțiuni, tocmai de aceea nu vom folosi aceasta. Vedeți că ne spune aici Virtual Sound Card can't be detected, install it now, otherwise the program, won't, a program cannot run normally. Bineînțeles, noi nu vom instala așa ceva, programul poate rula așa, fără acest feature și fără problemă și acesta, aceasta este aplicația noastră. Aici avem butonul record, cu avem uh, opțiune de record region, adică să înregistrăm re o regiune din uh, ecranul nostru, să înregistrăm full screen, să înregistrăm în jurul mouse-ului cât uh, de mare să fie rezoluția în jurul mouse-ului, este destul de interesant pentru că Veți vedea că putem înregistra în jurul mouse-ului, deci noi practic doar mutăm mouse-ul și acesta se duce unde dorim noi. Avem și web camera unde putem înregistra camera noastră web. Da, avem apoi only audio unde putem înregistra doar audio, deci îl putem folosi și ca pe post de sound recorder și avem diferite formate de audio pe care le putem selecta. Aici avem funcția screenshot despre care v-am zis că nu este o funcție foarte interesantă pentru că avem deja snipping tool din Windows. Practic aici puteți face un screenshot al uh, ecranului vostru. Avem aici audio input, adică ce să înregistreze. Poate să înregistreze microfonul, poate să înregistreze sistemul audio, poate să le înregistreze chiar și pe amândouă, sistem audio și microfon. Și avem aici Audio Recorder Pro, care este o aplicație comercială. Avem Tools, Options, adică opțiunile aplicației. Avem aici hotkey-urile pe care voi le puteți selecta, practic când să se oprească înregistrarea, ce buton să apăsați, când să se uh, pună pe pauză, când să se uh, dea pe rezum și așa mai departe. Avem aici to de up the video. Uh, în momentul în care începem înregistrarea, acesta se va Duce în sistem 3, lăsăm bifat, disable screen saver, adică să dezactiveze screen saver-ul, ce este screen saver-ul este acea imagine care apare la un timp setat de noi, uh, în momentul în care nu facem nimic la PC, poate vă mai amintiți, uh, de obicei nimeni nu mai folosește acest lucru în timpurile moderne, hide desktop icons, adică să uh, ascundă iconițele de pe desktop, auto hide the taskbar, adică să... Uh, să ascundă și taskbar nu vă recomand să bifați, să lăsați da, bifa doar minimize to try during, during recording Avem aici to sync sound, total buffer 200, e bine să lăsați așa, este vorba de sincronizarea sunetului Și prioritatea, vă recomand să o lăsați height Apoi avem recording, câteva opțiuni legate de înregistrare Avem auto generate the file name, adică să genereze automat numele fișierului să ne înregistreze și uh, cursorul mouse-ului Și avem aici mai multe opțiuni legate de cursor Foarte, foarte interesant Unde putem selecta ce culori să ne apare când dăm click dreapta Când dăm click stânga și așa mai departe Vă puteți folosi imaginația și puteți crea efecte speciale cu cursorul vostru Da, trecem mai departe Show countdown before recording Adică să ne arate practic un timp înainte de înregistrare Să spună 3, 2, 1 și să înceapă înregistrarea Și să facă un bip când începe sau când se oprește înregistrarea, vă recomand să lăsați așa pentru că așa practic voi vă veți da seama că înregistrarea a început. Asta este o funcție pe care Camtasia Studio 8 nu o are și chiar mi-ar place să se integreze și această funcție. Show Recording Boundary și Show Recording Toolbar. Aici este vorba de Acele acel, opțiunile de recording unde vă arată cât ați înregistrat și diferite opțiuni. Aveți aici sistem audio Uh, unde este System Sound, nu aveți opțiune aici sau nu am eu opțiune aici pentru că nu am selectat să înregistreze și System Sound Avem aici microfonul pe care îl selectați, ce microfon să înregistreze uh, Tot timpul să selectați microfonul cu High Definition Audio Device pentru că USB Device s-ar putea să fie chiar camera web Avem aici codecul de înregistrare Vă recomand să lăsați pe cel mai avansat bitrate și framerate. Aveți aici framerate-ul, puteți înregistra până la 60 de frame-uri pe secundă. Foarte recomandat să faceți acest lucru în cazul în care uh, folosiți YouTube ca serviciu de streaming. În cazul în care folosiți un site și aveți propriul serviciu de streaming, este recomandat să înregistrați la un framerate mai scăzut. De ce? Dar cei care vor a, uh, 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 din cauza că cei care vor avea o conexiune mai slabă de internet. Uh, vor vedea foarte slab sau vor avea o vizualizare foarte slabă a acestui uh, a înregistrării pe care voi o faceți. Aveți aici, aveți aici formatul uh, cu audio și lăsați din nou cel mai nou codec pentru audio și cam acestea sunt setările. Apoi mai avem la tool create schedule task, adică de exemplu uh, să setați programul ca să înregistreze la ora 2 în fiecare zi. Este da, un pic ciudat, dar nu, nu vă recomand să faceți acest lucru. Aveți aici limbile, nu este română din păcate, avem doar limba engleză și alte limbi pe care unii dintre noi nu le știm. Avem aici alte aplicații, Free Video Downloader, Video Converter, Burn Video to DVD. Aceste aplicații sunt gratuite, dacă vă interesează. Sunt niște aplicații gratuite pe care le puteți descărca tot de la powersoft.com, sunt aplicațiile lor, pe care <coughs> îmi cer scuze aceștia le developează. Aveți aici share, puteți da un share acestei aplicații pe Facebook, aveți help, unde avem about, unde avem about despre acest soft. Avem și versiunea pro a acestei aplicații, avem check for updates, puteți da click pe check for updates, dar ne spune, vedeți aici că avem ultima versiune și avem aici free audio recorder unde putem înregistra și audio. La output avem practic uh, uh, unde se va salva. Uh, Uh, înregistrarea noastră. Avem aici nou Schedule Task, pentru că nu am selectat niciun Schedule Task, v-am zis ce înseamnă Schedule Task, adică practic să puneți să înregistreze la o anumită oră din o anumită zi. Aveți aici butonul de setare unde să se salveze, eu o să-l salvez pe desktop și aveți aici Open Folder care, vi se, dup, uh, care va deschide acel folder. Ok, și ca să înregistrăm va trebui să dăm click pe start pe Record, însă eu voi face aici și voi merge pe region și voi selecta regiunea pe care eu voi vrea să înregistrez. Vedeți? Selectați regiunea folosind aceste slidere. Trageți pentru a mări dimensiunea de înregistrare. Cam așa. Și aveți aici. După ce ați selectat, aveți aici opțiunile. Puteți să le selectați automat. Eu o să selectez. O să selectez, de exemplu, 1000. De fapt, nu. Voi lăsa tot așa. Nu. O să selectez 1200. Dau Enter. Și dacă dau Enter, va începe înregistrarea, însă eu voi da un show this again și ok și începe înregistrarea după cum vedeți și voi începe înregistrarea, ați auzit probabil un bip, nu cred că l-ați auzit de fapt pentru că cu Camtasia Studio am setat să nu se audă ceea ce înregistrează sistemul avem aici butonul de pauză unde putem pune pauză, avem aici butonul de stop, avem aici butonul de webcam unde putem selecta webcam-ul nostru OK. Avem aici butonul edit, unde putem edita practic. Avem aici butonul uh, de zoom, putem face un zoom asupra ceea ce noi facem, vedeți? În momentul în care faceți un zoom, mouse-ul se va mișca un pic mai greu. De ce? Pentru că exact asta se întâmplă, merge zoomul. OK, dacă dați click dreapta, vedeți că aici aveți uh, înregistrarea care merge, o să dau click pe stop ca să începem editarea acestei uh, Uh, Vedeți că o avem aici Avem aici dura, uh, cât a, durează Putem să o ștergem Putem să o uh, scoatem de aici din uh, librăria softului, Dar să rămână pe desktopul nostru Adică în hard disk nostru Avem aici butonul de rename Unde putem da un rename Avem play, convert și video edit Haideți să mergem la video edit Și dacă vreți să mergeți la video edit Asta vom, vom face în alt tutorial Dacă pe, bineînțeles pe voi vă va interesa vom, Vă voi arăta editorul de video Al celor de la Powersoft Practic cei de la PowerSoft, Soft, după părerea mea, sunt la fel ca cei de la TechSmith, numai că ei folosesc aplicații gratuite mai mult, și se bazează mai mult pe donații, nu pe cumpărăturile pe care utilizatorii le fac și asta mi se pare destul de bine. Mai aici, Convert, unde avem iarăși o altă aplicație de convertire, practic, unde puteți converti voi anumite fișiere în alte formate. Și haideți să închidem softul. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, însă nu voi termina tutorialul înainte de a vă arăta cum arată înregistrarea și de cât de mare este calitatea acestei înregistrări. Voi rula înregistrarea noastră. O voi rula cu Media Player Classic. voi opri sunetul vedeți aici înregistrarea noastră care merge are și din cauză că pentru că noi am selectat uh, uh, acolo ca să fie un cerculeț uh, uh, galben în jurul mouse-ului, aici ne va afișa iarăși un cerculeț galben și vedeți că aplicația înregistrează, se vede foarte, foarte clar, deși nu a selectat o rezoluție HD sau medium HD sau small HD, tot se vede foarte bine sau, bineînțeles, nu este calitatea HD, dar se vede foarte bine. Vedeți, și din cauza că am folosit opțiunea de zoom, nu s-a mai înregistrat ce am făcut mai apoi. Vedeți, acesta este un big bug al acestei aplicații. Puteți ori să nu folosiți zoom, ori să încercați din nou să înregistrați, deci vă recomandăm să nu folosiți zoom. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper că v-a fost util acest tutorial, la revedere! Începem înregistrarea, ați auzit probabil un bip, nu cred că l-ați auzit de fapt pentru că cum camtazia studio am setat să nu se audă ceea ce înregistrează sistemul. Avem aici butonul de pauză, unde putem pune pauză, avem aici butonul de stop, avem aici butonul de webcam, unde putem selecta webcam-ul nostru. OK. Avem aici butonul edit, unde putem edita practic. Avem aici butonul de zoom, putem face un zoom asupra ceea ce noi facem, vedeți? În momentul în care faceți un zoom, mouse-ul se va mișca un pic mai greu. De ce? Pentru că exact asta se întâmplă, merge zoomul. OK, dacă dați click dreapta, vedeți că aici aveți uh, înregistrarea care merge, o să dau click pe stop.